Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Iohannis și Partidul Național Liberal aruncă România în criză, jucându-se cu nominalizările pentru funcția de premier. Stimați colegi, prin decizia arogantă de a-l propune pe Ludovic Orban pentru a doua oară în calitate de premier desemnat, Klaus Iohannis a aruncat România în criză. Iohannis este obligat să țină seama de propunerea care întrunea majoritatea, mai ales că Partidul Social Democrat a dat jos guvernul Orban cu 261 de voturi, cel mai mare număr de voturi de la toate moțiunile de cenzură votate de Parlament. Partidul Social Democrat a tratat cu seriozitate criza creată de Partidul Național Liberal și de Klaus Iohannis și a făcut o propunere rezonabilă de premier din afara Partidului Social Democrat, care se bucura de majoritate parlamentară. Iohannis a respins această propunere, adâncind și mai mult criza politică, iar CCR a arătat cât de abuziv a fost comportamentul celui care se numește șeful statului. În cadrul votului pe care l-a acordat Curtea Constituțională, nu a existat nici măcar un singur vot împotrivă. Deci nici măcar membrii desemnați de Iohannis și Partidul Național Liberal nu au considerat că desemnarea lui Orban ar fi avut temeiuri pentru a fi declarată constituțională. Decizia CCR îl obligă pe președintele Iohannis să-și reevalueze de urgență atitudinea față de Parlament și față de națiune. Acum este treaba președintelui să rezolve această criză politică pe care a generat-o. Este obligat de Curtea Constituțională să vină cu altă propunere de premier care să reușească să coaguleze o majoritate. Dar președintele nu pare să fi înțeles mesajul CCR și sub umbrela urii față de PSD spune că va aștepta motivarea deciziei. Practic, trage de timp. În fața riscului iminent ca România să se confrunte cu una dintre cele mai grave epidemii din timpurile noastre, este nevoie de un guvern pe deplin funcțional, care să fie capabil să colaboreze cu Parlamentul și cu celelalte instituții ale statului. Noi, cei de la Partidul Social Democrat, știm că PNL este incapabil să guverneze, este nepăsător față de lege și față de normele democratice. Știm că sunt doritori de putere și nepăsători față de consecințe. Întrebarea care se pune acum este: cine va plăti pentru mascarada numirii guvernului Orban II? Cine va plăti pentru cursul extraordinar de mare leu-euro? Cine va plăti pentru România, pentru că România nu se poate pregăti cum trebuie ca să se lupte cu coronavirus? PNL va trebui să plătească, iar ziua plății va fi în ziua votului. Vă mulțumesc, Aida Cristina Căruceru, deputat circumscripția electorală 42 București.